La doar 2 zile de la Cupa Presei la Tir, organizată de IPJ Buzău, azi a fost rândul jandarmeriei să organizeze o acțiune similară. Cel mai bun dintre cei 30 de jurnaliști buzoieni a fost cameramanul Campus TV, Dan Tudor, care a totalizat 72 de puncte, în timp ce la fete a câștigat Simona Bunică. Deci aveți 30 și cu 57, cu 27, 57 și cu 8, 65 și cu 8, 73, da? Podiumurile au fost completate de Iulian Gavriluță și Marian Negoș la băieți, respectiv Tatiana Botiță și Mădălina Manolache la fete. Performerii au fost recompensați cu diplome.